Vești bune pentru zeci de familii de pe două străzi din Pașcani și suburbia Boșteni. În curând, locuitorii din zonele respective vor beneficia de gaz, metan și energie electrică necesare pentru condiții de trai decente. Oamenii așteaptă cu nerăbdare să scape de butelii sau să aibă curent în locuințe. Pe strada Ion Creangă din suburbia Boșteni vor începe lucrările pentru extinderea rețelei de energie electrică pe o distanță de 400 de metri. Mai multe familii vor avea în sfârșit curent electric în locuințe. Demersul administrativ vine la ceva timp după ce locuitorii au cerut ajutorul aleșilor locali în audiențe. Investiția costă circa 30.000 de lei, bani care vor fi suportați din bugetul local. Suntem în fază finală de a semna ultimele contracte, ultimele documente cu Ion Gaz pentru extindere rețelei electrice pe strada Ion Creangă și extindere rețelei gaz. Sper că în maxim o lună de zile să începem aceste investiții și să beneficieze cetățenii pe străzile respective de gaz, respectiv de energie electrică. Și pe strada Murgului din zona Valea Municipiului va ajunge gazul metan. Peste 20 de familii care locuiesc acolo se chinuie de ani de zile cu butelii. Aducțiunea se va realiza pe o distanță de 800 de metri. În această zonă, mai bine de 20 de familii vor beneficia în curând de gaz metan. Ei vor scăpa de grija buteliilor pe care trebuiau să le încarce lunar. Nu aceeași oportunitate au pășcănenii de pe strada Henri Coandă. Mai multe locuințe nu sunt racordate de ani de zile la curent electric, deși s-au făcut numeroase sesizări.